O fetiță de 3 ani a fost rănită de o mașină după ce micuța a fugit de lângă părinți și a ieșit în fața autoturismului. Un tânăr în vârstă de 23 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Regele Ferdinand I, dinspre bulevardul Cedeloga, înspre bulevardul Republicii, iar la un moment dat ar fi surprins și acroșat un minor în vârstă de 3 ani, care se afla cu părinții, iar din joacă ar fi fugit și ar fi pătruns pe partea carosabilă. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv minorul în vârstă de 3 ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Tânărul în vârstă de 23 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.